Urmăriți Student Show pentru că aveți ce vedea. Programe de calitate. Ia smireasă ziua bună. Ce ne puteți zice despre AFCO? Aha, am înțeles. Ce ne poți zice despre lucrarea ta? Nimic. Ei bine, lucrarea mea, la care am muncit foarte, foarte mult, este o lucrare dedicată emisiunii Student Show, înțelegi? Student Show, doamne, deci Student Show reprezintă studenția mea. Nu ezitați să veniți în Student Show, de asta pentru că și voi sunteți membri și știți ce este Student Show. Prin rubrica mea chiar am vrut să ajut emisiunea să aibă cât mai multe vizualizări. Iar Student Show reprezintă pentru mine ceva foarte important. Cred că e motivul pentru care îmi place să fiu în Brașov și pentru care nu regret că am venit aici. Deci cei care vedeți acest interviu, deci vă rog să veniți în Student Show pentru că nu aveți ce regreta. Deci self-interview, dar de data asta cu camera, nu? Acum putem pleca, după cum ați văzut, Cristian este... Nu ai nevoie, deci, bine, dacă dă drumul Rafael la cameră acum, nu, hai că nu pot fără Rafael, dar fără tine, cred că pot să mă descurc. La revedere! Cum vă simțiți acum că sunteți la final, în anul 3? Vreau să fiu din nou anul 1. Chiar vreau să fiu anul 1, să mai realizez, vreau să fac mai mult, dacă aș putea să fiu în anul 1, aș face mult mai multe pentru Student Show, mult mai multe materiale, tipologii, secția fan sau... De ce nu sketch-uri sau scurtmetraje, chiar cu tine, că știu că ești, ai imaginație foarte bogată și am lucrat foarte bine împreună. Și ce o să-ți lipsească cel mai mult? Cel mai mult? Nu cred că pot să spun, să fac așa un clasament, dar printre ce o să-mi lipsească o să fie sigur prietenii, colegii de Student Show și probabil și orașul, sigur, Brașovul, pentru că Brașovul e un oraș foarte frumos. Te putem face să plângi? Să plec? Să plângi. Să plâng? Cu greu, nu cred că poți. Încearcă dacă vrei. Asta încercam, da. Asta încercai. Băi, eu sunt sensibil așa de fel, dar acum vreau să fiu eu dur pe cameră, înțeles, să nu plâng. Da, mi-a intrat ceva în ochi. N-am nimic. I-a fost ceva, vântul adie pe aici prea tare și soarele ăsta, luminile solare, razele. De asta, eu plâng de fapt, în interior eu plâng, dar nu arăt. O să plângi la festivitatea de absolvire. Sper că nu. Dar pentru că, urmează să cânte holograf în seara asta, voi spune că și băieții plâng câteodată. Pun pariu că Cristi o să plângă la festivitatea de absolvire. Facem pariu acum sau ce facem? Da. Pe ce vrei? Spune tu. Spune tu pe ce 5 vrei. 5 lei, că suntem studenți. Dacă eu plâng, îți dau 5 lei? Da. Bine, facem așa. Dacă eu nu plâng, tu îmi dai mie 5 lei. O să plâng că îți dau 5 lei. O să plângem amândoi. Eu cred că va plânge, bineînțeles, este un om deosebit de sensibil și emotiv. Eu sper că nu, dar Cristi, ca orice alt băiat, poate să plângă. E un băiat mai sensibil. Așa e el. Da, va plânge. Dacă va plânge? Nu știu, rămâne să vedem, nu? Dar dacă va plânge, veți plânge și dumneavoastră? I am the one, the way your son, don't need a gun to get respect up on the street. Worn out places, worn out faces. Care-i secretul în a fi Cristian Pintea? Ce trebuie să facem? Secretul în a fi Cristian Pintea? Este destul de dificil să fii Cristian Pintea. Nu-ți recomand. E o viață plăcută, dar și destul de complicată. Nu oricine poate fi Cristian Pintea. Dar secretul este să fii Cristian Pintea. Tu nu e interviul lui Cristian Pintea, Cristian Pintea ți-a interviut ție. Exact. Gigi, cum te simți în postura de reporter la AFCO 2018? Este mai bine decât să fii reporter la Student Show. Ce glumă bună, avem un program asta. Uite, Lucolin e foame. Călin, ți-e foame? Da, frate. Chiar de ce? De poftă. De poftă? Ce poftă? Ce poftă e? Mi-e poftă de tine rău. L-avem în direct pe Florin Salam. De buze de ochi, de tot ce e altă. Știi toate versurile? De la toate manele, Taraf TV este la favorite la el acasă. Mi-e poftă de tine rău. Urmăriți Student Show pentru că aveți ce vedea. Programe de calitate, evenimente de calitate, reportaje de calitate și reporteri de calitate. Valentin Pintea?